Maria se arăta nemulțumită de toate discuțiile legate de dezordinea din casa fetelor și mai ales de fuga de responsabilitate. Frate, suntem femei, mi-e rușine că sunt în condițiile astea și sunt discuțiile astea, vorbesc foarte serios. Pe asta spuneam tocmai, că avem discuțiile astea, indiferent prima oară, prima oară, că ceacă, de ce nu vorbim. Și s-au mai întâmplat multe și nu s-a mai spus. Să știți, în ultima perioadă. Dacă cuiva i-ar fi păsat, ar fi fost o chestie, ți-ar fi arătat cine a făcut chestia aia în ghiuvetă și n-ai mai fi vomitat dimineață. Păi da, că am scos toate castroanele cu mâncare care erau lăsate acolo și de sâmbătă. Era varză din aia de ați făcut sâmbătă, era joi seara în castron. Cum facem curățenia? Irina a făcut sâmbătă în baie, deci eu o să fac baia, dar îmi trebuie un om. Cătălina face pe terasă, Giulia și Maria în bucătărie. Eu am făcut numai o dată, atunci când am intrat, cum două luni. Deci tu ai mai zis o dată că m-am pierdut. Cine? M-am zbătut aici, ați câștig. Înseamnă că la baie o să fie o singură persoană, n-are cum. Nu. Deci voi două bucătărie? Nu, voi două bucătărie. O să fie una singură sus. Păi nu avem om sus. E una. Nu este om sus. Tu ești? Cum ești? Tu ești sus, păi, da? Tu ești la bucătărie? Irina e sus. Bucătărie. Voi două la bucătărie. Cine? Giulia cu Maria. Rămâne doar o singură persoană la bani. Păi tu unde faci? Dar tu unde faci? Cum ui dacă ea face păi singură? Păi nu știu, așteaptă un pic. Nu facem living-ul? Ah. Două persoane, două, una în baie, una sus și una pe terasă. Unde ți se pare că sunt două? Nu, atunci... Păi, despre ce vorbim? E atât de greu calculul. Terminați-vă că nu mai pot, nu mai suport ritmul ăsta de a trăi, de sunteți. Maria, dar de ce trebuie să te agiți? Câte discuții, știi, Maria? Deci nu se să discută, mă, ca să fie care dintre noi. Să fie toată lumea mulțumită, nu... Ce? Eu nu te agitați, jur. Că faci curățenie în baie sau că faci curățenie în living sau că faci curățenie sus? Nu, în baie stai și te după 100 de persoane, în living nu-l șterge. Asta e diferența. Nu. E bine că vorbim și comunicăm. Dar trebuie să vorbim, că nu trebuie să ne luăm că nu ne convine și nu vorbim și ne plângem la colțuri. S-ar putea asta să cedez psihic, dar e o glumă să nu mă luați serios. Doamne, vreau să mă duc în pustietate, să mă izolez. Dar până la fuga în pustietate, fetele se puneau pe treabă. Dar nici de această dată comentariile nu lipseau. Da, eu, Giulia, oricum trebuie să scuturăm blatul și iardăm pe jos, mături degeaba. Facem o treabă de 7 ori. Da, eu. Nu fac de 7 ori, am tras de acolo, nu mai mătur încă o dată. Doamne, fer! Ziceam să nu măturim partea asta aici acum, că n-are sens. Și de dacă se plimbă toată lumea încolo, iar fac treaba. Păi na, nu fac curat de 3 ori. Se plimbă, de-aia am măturat, că nu se plimbă. Dacă e mai târziu, aia e, adică nu, asta nu înseamnă că fac înapoi curat. Ce, doamna? Astea, lăsați-le că le facem, dar să termin mai întâi dulapurile. Să terminăm și formă. Mă reîntorc. Aș vrea să ștergem puțin plinta asta de la dulap. Așa că e mizerabilă. Dacă vrei să ai de lucru, ia. Pă bune, băi? Eu am mai făcut, să mai facă și alții. Dacă nu știați că se deschid, vă spun eu. Aleluia. Adu mătura să scoți. De amuzic, de unde să o aduc, dacă nu am, e la fete. Îți mai trebuie mătura? Mamă, asta cred că nu e curățat aici de 2 luni. 2 vieți. Hai de viața noastră. Peste 2 săptămâni e la fel, o să vezi. Mamă, dacă asta nu mai zic nimic. Nu mai, chiar nu mai zic nimic. Dacă asta nu-i făcută de 2 săptămâni, eu o dau capul de toate dulapurile. Ce 2 săptămâni? De 2 luni. Păi eu ce zic? Ce ne pe noi în continuu, că noi scoatem, noi facem, noi dregem. Păi de 2 săptămâni. Ești nebun? Ce ai? Te joci?
că Dumnezeu. Jur că data viitoare vreau să văd și eu la fel. Dacă toți a zis că asta e de 2 săptămâni. Pe acolo nu o da nimeni veci. Nu? Păi cum? Că Simona a zis că a dat acum 2 săptămâni. O luat astea jos, eu n-am văzut. Nici eu n-am văzut niciodată. Niciodată, de când sunt aici. Nici de eu, mama mea. De prima oară când văd. Nu știam că se dau jos. Deci aici am aflat două lucruri. Prima oară în care am scos toate ceamurile de la cuptor. Și prima oară când... Da, e bine. A, uite. Că e bine. Învățăm să facem curat în casa Mireasa. Welcome to Mireasa. Termin cu glumele astea că nu e bine. Și eu zic. Mai facem glumele astea. Ca după... E, după ce? Pe bune acum. Da, da, nu zic că nu e așa. Curățenie generală nu faci ca acasă? Eu așa fac acasă. Îți dau casa cu în sus. Păi și eu la fel. Păi și atunci ce ne mai... Curățenie generală. Șterg praful și dau cum e general. Fii atentă. Ștergem, curățăm tot și după aia mai băgăm, mai bag o dată mătura aici, după aia mop. Eu cred că dau cu gălea cu asta. Haide, Giulia! Bă, blatul e murdar, dacă dăm jos și păi după da, aia... Da, păi, care ți-e logica? Mâncați-a și... Păi nu mi-e... Nu, am zis, dar eu am făcut și acolo. Păi acolo las-o naibic, acolo nu ne ducem acolo, avem de făcut aici, că dacă dau jos, uite, iar dau cu mătura, dau cu mătura, și, dau și mătura, de unde sunt atâtea mătura? Căni aici, că acum le-am spălat, nu mai spăl nicio bă, cană, pe și bune. Și spălați-le. Am zis, gata. Te-ai liniștit? Nu, că tot spăl în continuu și iar am. Capricile iubirii. Deci ce-ați găsit pe sub mobila de bucătărie? Clar n-are cum să fie după doar 2 săptămâni. Eu vreau să întreb ceva pe Maria. Da. Ai mai făcut curat în bucătărie? Mm-hmm. Cine ai luat alea? Că nu am știut că se dau. Păi și de unde știu dacă nu am făcut. Ok. Eu dacă... De câte ori ați cerți pe Angelina în bucătărie? N-ajung să... Sunt de pereții foarte înalți și eu n-ajung la înălțimea pe care o am eu. Dar să știi că și nu mai fac atâta gură. Dar alții fac curat, alții fac curat tot, în bucătărie când se gătește sâmbătă, s-au făcut 8 și 7 feluri de mâncare. Și voi dacă a intrat una sau a ieșit, vai de mine, nu vă lasă să faceți curat. Când? Sâmbătă? Da. Sâmbătă v-am lăsat să faceți curat. În sâmbăta trecută, când a fost altcineva de servici la, a făcut 8 feluri la bucătărie, s-a făcut mâncare și printre... Și nu mai întrebat de ce intrați sau de ce ieșit. Dar eu n-am avut nicio problemă cine să intre și cine să iasă. Chiar n-am avut nicio problemă. Să faci perfect, Maria. Hai să spun. Nu, aici, dacă e vorba de lucrurile astea, în casă și măcar o secundă. Plină de hainele tale, pe la paravan, prin baie, prin spate, pe la duș. O mașină de spălat ai băgat de când ai venit? Nu, n-am băgat. Păi chiar să știi că nu. Păi na, chiar n-am băgat. Pă bune, știu. Chiar n-am băgat. N-am băgat, am scos de la păi spălat și am întins hainele. Vorbești despre o chestie care băgat din hainele mele și ale ei. Dați mai făcut, dați mai făcut. A făcut Simona, eu nu știam că să-l dea la o parte și mai ales eu... Bun, nici eu nu știam dacă Simona nu o vorbit, nu știu nimeni. Nu s-a dus la nimeni. Este o anumită mobilă de bucătărie care vine exact așa, nu se scot chestiile alea, dar plinta pe din afară, o ștergi. Eu asta am sesizat. Urmând o logică firească, da, un raționament simplu, dacă Simona a dat plinta aia deoparte, e clar că ea știa și că am mai făcut acolo, că nu o fi dat-o ca să facă de rușine. Doar ce făcea, veneam și eu făceam așa. Când o fi făcut ea. Am făcut, dar nu fi fost în fiecare zi la bucătărie. Cu 2 săptămâni. Clar, dar nici nu s-a făcut acum 2 săptămâni, cum s-a spus. Eu n-am nicio problemă de partea mea, nu faceți deloc, eu n-am nicio problemă. Dacă simt să fac eu, voi face eu pur și simplu. Dacă voi nu vreți să faceți, fiecare face în felul ei. Eu n-am niciun fel de problemă, nu vă oblig, n-am venit eu să vă dau ordini, nu sunt nimeni.
fiecare face așa atât cât consideră și cum știe. Păi da, Maria, dar tu când faci cum consider, faci cum consider fără să pălăvrăgești o oră pe tema asta. Asta e ideea. Și noi am făcut naște la burlă și am urlat o zi întreagă. Tu din toată lumea da, nu uite, că eu nu vă înțeleg. Și cu dulapurile ai făcut mâncare cureți. Nu, eu acasă nu cred că aveți om care să vină să-și iargă în urmă voastră. Pe bune. Când e vorba să gătești pentru 20 de persoane, e una. Așa. Acasă gătești pentru 2-3 persoane, e alta, uite, da? Uite, eu acasă, la hai mine... Hai să spun o chestie. Ție nu cred că ți-ar conveni. Ție nu cred că ți-ar conveni să și faci 7 feluri de mâncare. Așa. Să și speli o tonă de vase și după să te apuci de curățenie. Nu, dar după ce termin mâncarea și ștergi blatul, atunci blatul, faci toată asta în fiecare zi, dacă e ok. Pentru eu tine, n-am nicio problemă, eu așa trăiesc și acasă. Suntem oameni, trebuie regulul. Să ne spunem, dar nu pe acest ton. Da, dar suntem înțelegători, toți vedem anumite chestii. Adică vedem deranj din partea unor persoane, dar nu spunem, suntem oameni, trebuie să ne înțelegem. Dar nu că nu s-a făcut și toate cele, că doar știi că bine, mă, dacă v-a deranjat comentariul, nu-mi cer eu scuze, nu-i niciun fel de problemă. N-am avut intenția de a jigni pe nimeni. Deci, de nu-i vorba de scuze, jenant că venim exact. În fața lumii tot timpul. Nu mâncare, ok, nu curățenie, este jenant, nu. Dar nu este jenant să stăm să ne tocmim care, unde, cum face? Adică acasă nu facem de jenant. E un grafic. E o organizare, nu? E un grafic. Dacă este un grafic, de ce am văzut niște imagini cu ele organizându-se? Pentru că avem grafic în săptămână. Sâmbătă este curățenie generală. Și ca să nu fac aceleași fete, baia. Non-stop sau bucătăria non-stop? Și n-am mai făcut un grafic săptămâna asta. Am zis, de comun acord, fiecare, cine a făcut living-ul, ori face baia, ori dormitoarele, și bucătăria, și bucătăria, e tot la fel. Nu se poate face un mecanism așa, pentru că să nu mai existe discuțiile astea și să se știe și așa. Dar nu a fost o discuție pe cum ne rotăm. A fost o discuție pe ce, că nu se face deloc. Calmă când am... Ori vrut să vadă care unde fac. Eu pe mine m-a depășit situația, vă spun sincer. Eu acasă dacă fac curățenie de 3 ori în living la rând, eu n-am niciun fel de problemă. La fel și aici, dacă mă pun și fac curățenie de 3 ori la baie sau de 3 ori în sufragerie sau de 3 ori oriunde ar fi, n-am niciun fel de problemă. Tot curățenie da, fac, să tot dar același timp îl petrec. Cu mai mult da, Maria, dar dacă tale, ce Maria. Faci după tine și familia ta aici, faci după niște oameni după care băi, nu și aici, ai uite, ce să uite, faci. Sâmbăta viitoare sau când va fi iar curățenia, fac eu din nou la bucătărie sau la baie sau unde vreți voi, numai să nu existe discuții, nu niciun fel de problemă. Dar tu ai tot curățenie creat discuția, Maria, nu noi. Noi am vorbit cum am vorbit și până să vii tu. Da, nu știu, pe mine m-a obosit. Și noi ce generală. Ia hai să te întreb eu așa frontal. Ție ți se pare că fetele nu sunt suficient de îngrijite, dichisite? Nu, absolut deloc. Doar că nu este organizare exact așa cum ar trebui să ne tocmim de ce facem curățenie de 2 ori în living. Uite că eu nu am chef să fac în baie de 3 ori. Iartă-mă că ai vrut să spun ceva. Și cu lista, și cu organizarea, da, și cu tot. La... Niciodată nu stai acolo când se vorbește. De ce nu stați toate la listă? Cum am stat în ultimele ai două? De ce sunt de 3 săptămâni? Tu ești de 3 săptămâni. Băi, eu nu fumez. Haideți să vă spun, eu nu fumez. Eu n-am nicio pretenție la lista. E așa că eu pur și simplu tot nu și vă ascult acolo. Ideea e că trebuie să cumpărăm carne, legume, fel și fel. Fiecare spune părerea și ce putem. Dragilor, mergem la o bere și le lăsăm pe ele să...